Iată, am adus și rama culoare. Pentru a muta larvile folosesc acest lansetă chinezească. Iată, eu am tăiat-o cu foarfeca, fiindcă cele mai mici larve așa am reușit să le mut cu această formă, tăiată la aproximativ un milimetru. Și ce voi face acum? Voi amorsa celulele cu pipeta, iată. Luăm un pic de lăptișor. Am luat un pic de lăptișor în pipeta. Punem pe fundul la fiecare celulă, câte un pic. În funcție de cum considerăm, punem un pic acolo. Ca să nu se usuce larva. Eu lucru mai mingălos. Iată, astfel se amorsează celulele înainte de a muta larvile în el. După ce mutăm larvile, îl ducem înapoi la stup. Continuăm să le amorsăm. Cam asta e treaba. După aceea mutăm larvile în celule și ducem înapoi la strop. Cam asta e. Cum se ia larva din celulă, nu cred că are rost, trebuie luate cele mai mici care se văd. Ați mai văzut acest lucru pe internet, eu am arătat amorsarea la celule. Bine, numai bine și pe data viitoare.